Sorin Oprescu s-a întors la muncă. Gata, s-a terminat șmecheria. Este din nou medic la municipal. Auziți, dar pentru unul care a fost săltat pentru șpagă, să meargă să lucreze într-un spital nu e... cum să spun eu, nu sporește riscul de recidivă? Mă gândesc că odată îl vezi, domnule, că se proptește cu buzunarul într-un plic. E foarte periculos. Plus că dânsul e și bolnav, se mai leagă în așa, pag leșină și când se trezește, puf, buzunarele pline cu bani. Sorin Oprescu vrea să revină la meseria de medic chirurg, chiar în spitalul pe care l-a condus timp de 12 ani de zile. Vorbim despre Spitalul Universitar. El a depus o cerere de a se reîntoarce în această funcție. Ei bine, medicii, colegii lui de brațlă nu susțin foarte mult această întoarcere, pentru că spun că Sorin Oprescu nu ar mai avea toate competențele necesare după ce a stat mai bine de 7 ani la primăria capitalei. Mai mult decât atât, Sorin Oprescu va trebui să obțină o aprobare, o cerere de acreditare de la colegiul medicilor. Are deja o listă de pacienți? Mă scuzați, dar pacienți de la Balamuc? Ce fel de pacienți? Nu, sincer, aș vrea să știu și eu care e ăla care spune: bă, abia aștept să mă opereze Oprescu. Mare doctor, domne. E drept, n-a mai operat de vreo 800 de ani așa, dar o să-și amintească. Operatul ăsta e ca mersul pe bicicletă, n-ai ce să... Sper să nu-l deranjeze bolile alea cronice pe care zice că le are. Chiar, domnul Oprescu, nu erați bolnav, domne? Sorin Oprescu ar putea fi din nou internat într-un spital pentru noi analize medicale. O cer chiar avocații primarului suspendat al capitalei, care pentru prima oară recunosc public faptul că Sorin Oprescu ar suferi de 12 afecțiuni, iar unele dintre ele sunt grave și îi pun viața în pericol. Stați puțin, că eu tot nu pricep. Deci nu putea să stea în arest, dar în spital poate? Nu înțeleg cum vine asta. Voi ați fost de curând în vreun spital din România? Ați fost. Și v-ați îmbolnăvit? Logic. Păi la condițiile din spitalele noastre, în arest era parfum, domne. Domnul Oprescu, nu știu, mai bine vă găsiți ceva la primărie, zic, domne, un post pe Caterinca, așa. Uite, să luați peste picior gropile din asfalt, cam pe acolo vă văd, da. Nu suntem, toamnă, toți neam de hoții, de derbedei.